Iată un mic top al sandvișurilor din anii 80. Subiectiv, desigur, căci el reflectă ce nu se găsea la Buzău, nu ce nu se găsea la voi. Sandvișul cu frigănele. Nu era un sandviș propriu zis, ci pur și simplu două felii de pâine tăvălite prin ou și prăjite în ulei, între care se punea un strat de zahăr. A fost cel mai comun sandviș al anilor 80, fiindcă niște pâine veche, două ouă și un pic de lapte se mai găreau, Sandvișul cu frigănele era un fel de tank T-30 și patru al sandvișurilor, nu prea grozav, dar ieftin și ușor de produs. E drept că n-am câștigat cu el războiul rece, dar măcar i-am supraviețuit. Sandvișul cu pateu Singurul lucru depus între două felii de pâine, care se găsea cu ușurință în RSR, era pateul deficat. Prin urmare, mulți dintre noi căram în ghiozdane un sandviș, două cu pateu. Un prim dezavantaj e că pateul nu intră în pâine, deci presat în ghiozdan, pateul se scurgea dintre feliile de pâine și mânja șervețelul în care era împachetat sandvișul. Celălalt dezavantaj al pateului e că pute îngrozitor, mai ales într-un ghiozdan din mușama când afară, sunt 30 de grade. Partea bună e că nu trebuia să împarți cu nimeni sandvișul. Niște felii puturoase de pâine, de care sunt lipite bucățele de șervețel, n-au făcut niciodată cu ochiul cuiva. Sandvișul cu untură întrucât untul dispăruse din alimentări pe la începutul anilor 80 o soluție de compromis era untura de porc adusă de la țară ca să mai taie greața mergeau ca unse peste untură niște felii rotunde de ridiche primăvara sau în restul timpului ceapă tăiată Îți mirosea puțin gura, dar dacă profesorul te simțea, șansele să fii scos la tablă erau aproape nule. Sandvișul cu zacuscă, la fel ca pateul și zacusca pute și se prelinge, mânjind punga, dar avea avantajul că se face în casă, deci nu trebuia vânată prin alimentări. Mergea foarte bine și la micul dejun. Intra perfect cu o cană, două de salam de Sibiu. Sandvișul cu parizer. Parizerul se găsea din belșug în comerțul socialist. Dacă îmi aduc însă bine aminte, era un singur tip de parizer pe atunci. Probabil avea un singur praf de cărămidă din care îl produceau. Nu puteai mânca prea mult, fiindcă te balona. Probabil băgau și un pic de carbid în procesul de fabricație. Sandvișul cu slănină. Se întocmea din felii subțiri de slănină îngrămădite între două felii groase de pâine. Din nou, umplutura nu provenea din comerțul socialist, unde nu se găsea mai nimic. Era un sandviș de iarnă, căci pe vremea aia, la fel ca roșiile, castraveții sau ridichile, și porcul era un fruct sezonier. Sandvișul cu brânză În sfârșit, vor spune cititorii mai tineri, uite un sandviș pe care îl știm și noi, nu chiar, căci pe vremea lui Ceau nu existau brânza topită felii pentru sandviș, crema de brânză, feliile subțiri de cașcaval, bine, nici cașcaval ca atare, roată și alte asemenea formă de brânză atât de apreciate de școlari și de burlaci. Nu, pur și simplu se tăia o bucată sfărâmicioasă și puturoasă de telemea și se băga între două felii de pâine, iar lângă ele se îndesau și câteva bucățele de gogoșar. Sandvișurile astea erau la fel de greu de mâncat ca hamburgerii de astăzi, căci jumătate din brânza aia sfărâmicioasă cădea pe jos când mușcai din pâine. Sandvișurile de sărbătoare. Existau însă și momente în care ai tăi reușeau să facă rost de undeva de o rudă de salam de Sibiu sau babic, de o roată de cașcaval sau de un pachet de unt. Erai regele sandvișurilor, doar că nu apucai să mănânci nici jumătate din el, că toată lumea voia o mușcătură iar când te retrăgeai în sfârșit într-un colț să mănânci ce-a mai rămas din sandviș apărea bătăușul școlii. Voia și el o mușcătură. N-aveai ce să faci, îi întindeai sandvișul, iar pe tot eu m-am săturat. A trecut mai bine de un sfert de veac de atunci, aproape am uitat ce greu era cândva să faci un banal sandviș Azi intru la KFC și cel mai greu mie să mă hotărăsc dacă vreau un booster cu pui și castraveții murați, un crispy sandwich cu crispy strip, brânză cheddar, castraveții murați, maioneză și chiflă cu susan sau un crispy melts cu brânză cheddar, roșie și tortilla. Sau între un sandwich picant cu pui zinger sau nepicant cu pui filet.